Și cum ne putem face un obicei din practica yoga? Păi, în primul rând, prin discernământ, adică ar trebui să fim atenți că practic nu suntem lăsați să hotărâm singuri. Adică încă de la naștere, prin părinții noștri, prin familie, prin societatea în care trăim, se exercită niște influențe puternice asupra noastră, care ne împing toate într-o singură direcție, și anume să ne îndepărtăm de natură, să fim bolnavi și psihotici. Dar pentru că toată lumea face asta, avem tendința să urmăm și noi aceeași cale. Și atunci ar trebui să avem gândirea unui detectiv, care la un moment dat, să zicem, când începe să aibă discernământul lui, pentru că asta se întâmplă cam pe la vârsta de 16 ani, să începem să ne întrebăm, să luăm la rând toate prejudecățile pe care ni le-am format de-a lungul anilor și să vedem, asta e bună, o păstrăm, asta nu e bună, o înlăturăm, asta e bună pe jumătate, selectăm. E, foarte puțini oameni, în momentul când ajung să aibă gândirea lor proprie, fac această analiză. Ați fi uimiți. Ați fi uimiți. Dar nu pe baza unor argumente, așa a zis mama, așa a zis tata, așa se obișnuiește familia la mine, așa practică, să zicem, poporul în care m-am născut. Încă sunt populații în anumite zone ale planetei unde cancerul este necunoscut, nu există ca boală, pentru că încă nu și-au stricat anumite obiceiuri în alimentație. Iar în mai toate țările civilizate, cancerul este garantat 100%. Adică, practic, dacă trăiești suficient de mult, dacă ar trăi toată lumea 100 de ani, toată lumea ar muri de cancer. Doar că unii ar muri la 20 de ani, unii ar muri la 100 de ani. Și dacă mor mai devreme la 70 sau 80 de ani dintr-o altă boală, vezi, Doamne, n-ai făcut cancer. Și asta ține de exemplu de alimentație, în proporție de 90%, poate. Și atunci, yoga este ca un fel de clopoțel din acela pentru trezire. Când omul visează și începe să aibă coșmaruri, la un moment dat sună clopoțelul, la început te deranjează, după te trezești și vezi că de fapt era într-un coșmar și că poți să trăiești într-o altă realitate. Și într-adevăr e un mic test când vrei să te apuci de yoga. Toată lumea este entuziastă la început. N-am văzut o persoană care să-i pară rău că a făcut o ședință de yoga. Problema este la stabilizare, pentru că atunci intervin blocajele karmice. Dacă, de exemplu, persoana respectivă are o karmă să se îmbolnăvească sau să fie psihotică, atunci bineînțeles că nu îi va fi mai greu să practice yoga constant, pentru că asta îi va schimba karma și destinul. Și atunci aici avem o problemă. Dar exact întrebarea asta trebuie să ne opunem. De ce n-aș putea să păstrez un obicei bun? Pentru că obiceiurile proaste sunt ușor de luat și, cum spun, ușor de păstrat tot restul vieții. Și secretul aici este să începeți cu oricât de puțin. Să vă propuneți să faceți măcar o tehnică yoga. De exemplu, o tehnică pentru elasticitate dimineața când vă treziți, sau o tehnică de respirație, sau seara, înainte de culcare, o meditație, oricât de puțin. Dacă veți face, veți vedea în timp că se întâmplă ceva. Apare o diferență, adică începeți să vă simțiți diferiți, în sensul bun al cuvântului. În sensul că acolo unde altă persoană merg către oboseală, epuizare, stres, psihoză, boală, voi vă mențineți. Și exact acest sentiment este profund încurajator. Adică, pe urmă, nu o să mai dați asta pe nimic în lume. Dacă vine ceva și spune, uite, îți dau o sumă mare de bani ca să renunți la acest obicei bun, o să vedeți că aici deveniți incoruptibili. S-ar putea să spuneți, bine, dă banii încoace și voi, de fapt, să vă continuați acel obicei. Ați înțeles? Pentru că vă dă, cum să spun, senzația, percepția clară și obiectivă că sunteți pe drumul cel bun. Abia atunci vă dați seama. Altfel, schimbăm niște obiceiuri relative cu alte obiceiuri relative și nu ne dăm seama. Când începeți un obicei bun și vă țineți de el, acest lucru duce la schimbări de viață, la schimbări de destin, la schimbări fundamentale. Adică așa, de exemplu, puteți să câștigați în plus 10 sau 20 de ani de viață, ceea ce acum puteți să ziceți, e abstract. Să vedeți când e moartea aproape și dă târcoale, cum vă gândiți, ar fi fost bine să fac eu yoga în fiecare zi și să asimilez niște obiceiuri bune, care numai că mi-ar fi prelungit viața, dar mi-ar fi îmbunătățit și calitatea vieții. Și atunci nu ratați această șansă, se spune printre ghine, există o vorbă, că nu poți să faci decât două greșeli în viață. Una este să nu te apuci de yoga, și a doua este să te lași de yoga după ce te-ai apucat. Acum, voi v-ați apucat, deci prima greșeală n-aveți cum să o mai faceți. Căutați să nu o faceți nici pe a doua și o să vedeți ce bine o să fie. În rest, să știți că oamenii sunt totuși diferiți. Adică unii oameni
și-ar dori de la yoga doar sănătate, atât și nimic altceva. Alții și-ar dori ceva mai mult, pe lângă sănătate, să aibă și prosperitate materială, se poate și asta. Alții sunt mai ambițioși și vor trezirea sufletului sau revelarea sinelui, stări de extaz. Practic, din punctul ăsta de vedere, yoga este ca un magazin universal, din care fiecare își poate lua ceva. Și atunci, nu se pune problema să vă faceți acum analize, asta e mai ce doresc cu adevărat. Chiar doresc să realizez sine sau de fapt, eu sunt un pic bolnav și un pic cam sărac și aș vrea să fiu doar sănătos și prosper. Nu, e mai simplu. Practicați yoga și lucrurile se vor așeza de la sine. Pentru că subconștientul vostru va orienta cumva energiile subtile pe care le treziți în aură și efectele finale. Nu veți obține altceva decât vă doriți. Eventual, la un moment dat, poate vă faceți și o analiză. Cumva, idealurile mele sunt destul de înalte, adică sunt la un nivel mai înalt sau îmi doresc lucruri mărunte și eventual puteți realiza o schimbare și la nivelul marilor planuri de viață. Dar nici aici nu o să aveți multă îndrăzneală și mult curaj dacă nu o să simțiți o forță interioară capabilă să vă ridicați. Altfel sunteți ca un avion prea greu pe pistă care nu prinde viteza necesară și pilotul se întreabă, mai am puțin până la capătul pistei, ce fac, trag de marșă și mă ridic sau mai bine mă opresc și rămân la sol? Pentru că n-am destulă putere, n-am destulă energie să mă ridic. Dacă sunteți într-un avion puternic și când trageți puțin de marșă simțiți cum avionul are forță, atunci e simplu, ați tras complet de marșă și deja sunteți în zbor, sunteți în aer. Deci asta recomand și acum să știți, yoga ca yoga, dar în general, când vin la mine oameni și spune, nu reușesc să fac ceea ce îmi propun și câteodată nu sunt lucruri grele, adică mie mi se par ușoare, vouă mi se pare ușoare și constat că acea persoană nu duce la capăt, începe, dar nu continuă și nu finalizează și atunci să știți că ăsta oricum este un secret universal, doar că eu vă recomand să-l aplicați în yoga. Și ultima idee este următoarea. Aproape toate capitolele vieții sunt acaparatoare, adică investește acolo și rezultatele le obții tot de acolo. E, yoga este un capitol al vieții unde dacă investești, urmă recuperezi în toate celelalte planuri ale ființei tale. Deci un timp consacrat pentru yoga nu este un timp care luați de la sănătate, de la vitalitate, de la prosperitate și așa mai departe. Timpul acesta o să-l regăsiți în îmbunătățirea vieții pe toate planurile și la toate capitolele, pentru că yoga care o facem aici este yoga integrală, nu lucrăm doar pe o felie, doar pe o ceacră, doar pe nivel al aurei și așa mai departe. Lucrăm integral, lucrăm total. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, este singurul domeniu unde dacă investiți, recuperați din toate celelalte planuri, inclusiv timp și energie, pentru că de timp se plânge lumea cel mai mult și, de fapt, în final era cam singura, cum să spun, obiecție când anumite persoane cu care discutam spuneau, aș face yoga, sună foarte interesant, sună pasionant, îmi dau seama că aș avea o mulțime de avantaje, dar nu am timp. Însă când nu ai timp, e un prost management al timpului și ești victima unor păcălele ale minții, ale unor iluzii, unor rezonanțe proaste și așa mai departe. Și practic, făcând yoga, chiar dacă consacri un anumit timp, veți vedea că acel timp îl recuperați în mai multe feluri. Dormind mai puțin și fiind mai odihniți, fiind mai sănătoși, fiind mai eficienți, având o mai bună integrare, eliminând niște tendințe de a avea ghinioane, dimpotrivă generând situații faste, benefice, norocoase și așa mai departe. Și atunci o să vedeți că acel timp este câștigat de nu știu câte ori. Însă, ca în orice afacere, mai întâi trebuie să investești și pe urmă poți să culegi. Da. Și când ne recomand să practicăm zilnic? Un mare yoghin spunea că fiecare om, dacă se respectă și se iubește pe sine, ar trebui să practice minimum jumătate de oră pe zi. După care continua, dacă un om consideră că nu are jumătate de oră pe zi, înseamnă că acel om are probleme mai mari și ar trebui să practice o oră întreagă. Eu vă spun altceva, începeți de la un sfert de oră. De ce? Pentru că sfertul de oră este diviziunea de timp cea mai mică pe care mintea noastră nu mai percepe ca acaparatoare. Dacă îi spui cuiva mai egoist așa și mai disperat cu timpul, vin o să mă ajuți, cât durează? 3 ore? A, nu pot, sunt ocupat. 2 ore? Nu, e prea mult. O oră, jumătate de oră? Nu, în vecine, nu se poate. Hai mă, un sfert de oră, vin un sfert de oră. Ei bine, un sfert de oră, da. Înțelegeți?
Este și vorba aceea cu sfertul academic. În mediul academic poți să întârzi un sfert de oră și nu se supără nimeni. Deci începeți de la un sfert de oră și luați o tehnică preferată. O tehnică care vă place să o executați, care să vă dea și motivație, ca să zic așa. Și veți vedea ce se întâmplă dacă practicați un sfert de oră în fiecare zi. O să vă spun din experiența bunicului meu, care a fost sănătos până la 80 de ani și la 80 de ani a aflat că s-a îmbolnăvit de cancer. A aplicat niște metode și s-a vindecat și a mai trăit niște ani, că el n-a făcut nimic altceva decât gimnastică, nici măcar gimnastică yoga. Gimnastică englezească, genoflexiuni, flotări și așa mai departe. Dar cu religiozitate, 15 minute în fiecare zi. Deci el se scula, dacă trebuia să se scoale la 4 dimineața să prindă trenul, el se scula la 4 fără un sfert, până la ora 4 își făcea exerciții. Și doar atât i-au garantat o sănătate de fier până la 80 de ani. După care a avut cancer și s-a vindecat foarte tare. Gândiți-vă acum dacă faceți un sfert de oră, nu de gimnastică, de yoga, dar în fiecare zi și subliniez cu religiozitate. Puteți să credeți în Dumnezeu, puteți să nu credeți, dar stilul contează, pentru că produce un efect magic atunci când faci în fiecare zi fără excepție. Se acumulează o forță colosală, care nu apare când practici când și când, așa când îți aduce aminte. E o altă abordare. E diferența între abordarea oamenilor de succes și a oamenilor de eșec. Deci începeți de la un sfert de oră, negreșit, chiar de mâine, dimineață.